Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de VRP Scripting. Sunt în al 14-lea episod și astăzi vă voi arăta cum puteți să adăugați niște amenzi și un împrumut de la bancă virtual, desigur, pe serverul vostru. Bun, va trebui să intrăm pe VRP Support, găsiți aici amenzi.rar, descărcați. Și puneți aici. Aici avem un SQL amenzi și folderul propriu-zis. Bun. Ăsta ștergem. Intrăm în SQL. Dăm copy, punem aici. Ștergem treburile astea. Așa și dăm execută. Bun, după ce am făcut treaba asta, le șterg și din așa, punem frumos aici în amenzi. Aici intrăm în server și aici vedem că avem o comandă, taxe se cheamă, și o grupă pe care voi va trebui să vă creați sau dacă aveți cumva creată în VRP Groups. Așa. Voi nu trebuie să faceți chestia asta, am făcut o, da. Bun, deci ori aveți această grupă cap, ori on duty, da? Aici eu am pus on duty, dar voi puteți să vă să puneți cap, depinde de serverul vostru și ce grupă aveți voi special pentru polițiști. Acesta este un server pe facțiuni. Țin să menționez pe facțiuni. Bun. Apoi, ce trebuie să facem? Atât. Trebuie să avem aici atenție odată și aici odată, da? De menționat că voi deja o să aveți Easy Fine-ul, dar eu nu vreau să folosesc Easy Fine, da? Și atunci va trebui să intrăm în Basic Menu și să căutăm Fine, CH Fine, și punem direct CH Fine și trebuie să fie unul din doi și aici scoatem. Bun. Save. Bun. Chestia asta putem să facem și noi aici. To be like this. Cred că ar merge. Nu știu, n-am încercat, dar o să încercăm acum. Îmi place să încercăm. Bun. Bun, acum am dat save. Dăm drumul la server.
Încă o dată că nu a pornit corect. Ok, încă o dată. Pam 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 mă, nu cam. A trebuit să rezolv și cu treaba asta. Neconectatul ăsta că mă seacă. Iarăși. Vedeți că din cauza lor. Se mai dă ultima oară dacă o ia bine, dacă nu. Dacă nu intrăm așa și. Aia e. Bun. Intrăm pe server. Bun. Și acum o să intrați la poliție. Cum bănuiam.
că nu merge. Ce am făcut eu? Restart. Aba nu. Start VDP. Restart amends. Oh, start amends. Really? Ok, și o să vedem aici la poliție, dar nu înțeleg de ce nu mi-a scos start VDP basic tip menu. Probabil aici la poliție. Cred că am și aici ce ar fi. Nu. Ah, ba da, ce e fain. Dăm din nou restart VRP, un start amazi. Dăm o dată restart VRP. Așa. Start amazi și restart basic menu. Bun. Și acum, nu, aici la poliție, avem aici amendează. Bum, dăm 1, dăm 5600 de aia. Bun. Ai dat amendă cu succes jucătorului TJ Miles și acum o să mergem în baza de date să verificăm. Intrăm aici la amenzi și avem aici amenda, da? Acum dăm start chat, start chat. Taxe și să se deschidă o fereastră. Dăm la împrumută bani, împrumutăm, putem împrumuta până la 1 milion, o să împrumutăm 500.000. Așa, și acum o să dăm la plățile mele, dăm la amenzile mele, deja am amendă. Plătește amenda în valoare de 5600, polițistul care ți-a dat amenda este TJ Miles. Așa, mi-am dat sigur amende și motivul amenzii de aia. Dăm enter și ai plătit cu succes amenda. Apoi, dăm din nou taxe, plățile mele, împrumuturile mele, aici avem. Plătește un împrumut pentru 500.000, dobânda este de 10%, deci prețul total este de 550.000. Și dăm enter și am plătit împrumutul cu succes. Bun, ce nu v-am arătat, aici dacă dăm refresh arată că amenda a fost plătită și aici la VRP împrumuturi la fel apăruse, doar că am uitat să vă arăt. O să dau din nou un restart VRP, restart așa și start chat, start amenzi, ca să vă arăt cum apare și în baza de date. Împrumuturile mele punem la fel 500.000. Deci peste 15 minute pot să mă împrumut iar. Dar la fel apărea, adică da. Bun.
Avem aici amendează-l, arestează un jucător, cere permis, confiscă arme, confiscă permis, confiscă obiecte ilegale, încătușează. Scoate de la închisoare, scoate, trimite la închisoare. Se pare că sunt două care se repetă. Bum, 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 find jail. Hai să vedem. Jail. Choice. Jail. Ok, tot în basic menu. Acolo găsiți mai multe chestii pe care puteți să le editați. Basic Mission Server aici. Fine. Vedem. Jail. Ok, aici avem și pe checkpoint-uri. Să vă văd și pe voi cum să faceți treaba asta. Ok, să-mi dau Angel. Dar nu pot să folosesc pe mine. Da, pare să că nu voi putea folosi meniul. Așa că va trebui să lucrez aici. Să fac muncă în folosul comunității. Fac și fotări, desigur că de ce nu. O să vă arăt și vouă cum puteți pune acest jail. Nu e atât de complicat pe cât poate ar părea. Nu putea să-mi dau și eu două checkpoint-uri, acum mi-a dat. Bine, totuși am fost drăguț, am dat R5. Haide, mă, copilaș. Ai obosit. Bun, și mai avem unul. Și cam asta e. Bom. Mi-a dat în față. În fața poliției. Shh, 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 shh
Asta m-a interesat pe mine, CHC, jucători apropiați, închisoare, timp de... Și mai avem, cred că de aici, amendează, vedem cum dă bani. Da. Pentru că aici avem două, arestează și trimite în pușcărie. Trimite. Trimite un jucător în pușcherie. Sau trimite la închisoare, da, și unul arestează. Trimite la închisoare. Scoatem, vreau să scot. A. Restează. Cred că e aici. Aici trebuie să fie jail. Da. Ia să vedem. Dacă dăm restart VRP. Poliție. Da. Corect. Dau și un restart la basic menu. Start amenzi, start chat. Bun, super. Încătușează. Închisoare, scoate din închisoare, ridică până vechi. Da, o să le mai sistematizăm, dar până atunci o să vă rog să rămâneți alături de mine. Și cu asta am spus tot. Pa!